Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, preamărit să fie Domnul. Amin. Aș vrea să aduc pentru început câteva versete de salut. Fac parte din Biserica Bethesda, numărul 2 în Lugoj. Și la plecare, frații slujitori, colaboratori în lucrare, m-au însărcinat să aduc harul, pacea și binecuvântarea Domnului și totodată vreau să aduc trei versete ca salut pentru trei categorii de vârstă și primul, având în vedere că sunt mai mulți frați și surori în vârstă, dorim Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. Isaia, capitolul 46, versetul 3 și 4, iată ce spune cuvântul aici. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămăsița casă lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșea voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același. Până la căruntețele voastre vă voi sprijini. V-am purtat și tot vreau să vă mai port. Să vă sprijinesc și să vă mântuiesc, zice Domnul. Amin. Dacă noi tinerii suntem pe calea Domnului, este și datorită faptului că părinții noștri și bunicii noștri ne-au purtat pe brațe de rugăciune. Și acum este rândul nostru să ne rugăm pentru ei, să-i țină Domnul biruitor până la capăt. Amin. Știți că au fost situații triste când unii chiar înainte de a pune mâna pe premiu au alunecat. Dar ne bucurăm pentru toți frații bătrâni, toate surorile bătrâne, care încheie cu bine și cu biruință alergarea. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Un verset ca salut pentru tineri, și eram îndemnat la timpul de rugăciune să ne rugăm pentru partea tânără și bine facem. 1 Ioan capitolul 2, versetul 14, a doua parte a versetului, spune așa de frumos aici cuvântul Domnului: V-am scris tinerilor, fiindcă ați birui pe cel rău și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi. Să binecuvinteze Domnul, să iubească cuvântul Domnului și să fie biruitori. Amin. Și un verset, chiar dacă sunt câțiva copilași prin adunare, știți, câteodată parcă mai plâng, unii mai fac deranj, fac parte dintr-o biserică unde tineri și copii nebotezați în ape avem aproximativ 600. Avem. Și știm ce înseamnă copilași, știm ce înseamnă. Dar ne bucurăm că plâng în adunare, decât să plângă la discotecă mai târziu. Decât să plângă pe stadioane sau prin birturi, mai bine să plângă în adunare. Acum e adevărat, când plânge un copil, mama trebuie să fie atentă, să-l caute, să-l liniștească, pentru că sunt situații, plânge un copil, toată adunarea aude, numai mama lui nu aude. Să ne dea Domnul înțelepciune, amin? Dar e bine că sunt și în adunare, știți, era în Lugoj o situație, un copilaș cu o mașinuță se juca pe sub scaune. Și un frate predica la amvon și spunea că pe un acoperiș lucrau câțiva frați. Și din neveghere, unul a căzut de pe acoperiș. Și copilul de sub scaun a strigat tare: a murit fratele! El era sub scaun, dar știe despre ce e vorba la amvon. El era curios dacă ăla care a căzut de pe acoperiș a murit sau nu. Și ni se pare nouă că, așa, dar e bine că sunt în adunare. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Creșteți copiii în teamă de Domnul, să cita la timpul de rugăciune. Dacă îl învățăm la timp, va veni vremea când va îmbătăni copilul și își va aduce aminte de învățăturile în care a fost crescut, slăvit să fie Domnul. Din nou suntem la masa Domnului și din patru versete care au fost citite, patru gânduri scurte, pentru că urmează să fie sărbătorită în locul acesta masa Domnului, primul verset care îl citau frații în locul acesta ne spune că noi suntem prea iubiți. Se cita la timpul de rugăciune din Proverbe 22, spune a doua parte a versetului: a fi iubit este mai mult decât argintul și aurul. Mi-aduc aminte că anul acesta se împlinesc 10 ani de căsătorie și din versetul acesta a fost predica de bază la mine și la soție la căsătorie. A fi iubit, a fi iubit. Spunea Apostolul Pavel aici: de aceea, prea iubiții mei. Dacă corintenii erau iubiți de Pavel, pot să vă spun că mai iubiți erau decât de Domnul. Și noi suntem iubiți de frați, dar mai mult suntem iubiți de Dumnezeul nostru. Spune Apocalipsa, capitolul 1, versetul 5, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre. El a făcut-o aceasta, pentru că ne-a iubit. Îi spune cuvântul că noi eram vrăjmași cu El, atunci ne-a iubit. Cu atât mai mult acum, că suntem împăcați cu El, ne iubește Tatăl nostru, binecuvântat să fie Domnul. Dar, având în vedere că suntem iubiți de El, să avem mare grijă, exact cum se spunea înainte, să nu intrăm în contradicție, să nu-L întărâtăm pe Domnul la gelozie. Așa se termina pasajul, versetul 22, să nu întărâtăm pe Dumnezeul nostru la gelozie, cu tot felul de idoli. Deci pentru a sta la masă cu Domnul, în primul rând, trebuie să ne verificăm inima, să vedem. Îl avem pe Hristos ca Domn al vieții noastre? Sau mai se strecoară și alte lucruri care ne fură
care ne caută să ne ia din închinarea noastră. Uitați-vă, când Apostolul Petru a fost trimis în casa lui Corneliu, în Fapte, capitolul 10, în primele versete ni se spun lucruri extraordinar de frumoase de Corneliu. Temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui, cu cernic. Un om care făcea bine norodului, multe milostenii, se ruga totdeauna cu toată casa lui. Dar totuși, spune cuvântul Domnului, a venit un sol al Domnului, un înger, și a zis: trimite la Petru, că acela îți va spune ce trebuie să faci. El făcea multe lucruri bune, dar încă mai trebuia să mai facă ceva. Și primul lucru greșit care îl vom vedea la Corneliu, dacă vom cerceta cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, vedem lucrul acesta. Când a venit Petru înaintea lui, s-a închinat la pământ înaintea lui Petru. Deci o închinare care nu era după voia lui Dumnezeu. Și posibil și în viața noastră să mai fie închinări care nu sunt plăcute. Și Domnul vrea în această zi să ne avertizeze că pentru a sta la masa Domnului trebuie orice idol, orice închinare greșită să fie înlăturată. Doamne, ajută-ne la aceasta, amin. Vă spun un caz real, nu este o invenție, este chiar caz real. Tatăl meu a fost păstor al bisericii, a trecut la Domnul de 16 ani, a cunoscut personal, pentru că suntem acum în preajma așa anumitelor sărbători de iarnă. O soră avea mai mulți copilași și o stare financiară mai precară, mai slăbuță. Și într-o zi un copilaș a venit și de la școală, era în luna decembrie, a primit de la colegii lui mai multe globuri de pus pe brăduț. Un vecin i-a adus un brad, că așa se rânduie, toate lucrurile s-au adus, se rânduie. A doua zi a venit o fetiță și a adus de la școală multe saloane și sora a pus globurile acelea pe brădulețul acela, apoi a venit al doilea copilaș cu saloane, a pus și saloanele acolo pe brad, a doua oară l-a împodobit. Și era într-o seară timp de rugăciune și se pregătea să meargă la adunare, la seară de rugăciune, și când a deschis dulapul să se schimbe, a văzut acolo undeva într-un sertar o veveriță și s-a gândit sora: păi bine, acum normal, veverița stă în brad, nu unde să stea. A pus și veverița aceea acolo în brad. Și când s-a dus la timpul de rugăciune, a ieșit prin descoperire pentru sora o prorocie. Zice: cât pentru tine, femeie, care de 3 ori ți-ai împodobit idolul și ai pus în vârf și o veveriță. Poate pare ciudat pentru unii, așa-i? Dar se spune cuvântul Domnului, vă citesc, cartea Isaia, capitolul 44, versetul 14. Își taie cedrii, goruni, ștejari, pe care și alege dintre copacii din pădure. Auziți? Sădește brazi, ploaie îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia, se încălzește cu ei, îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din el face un Dumnezeu și se închină înaintea lui, face un idol. Auzi, din brad faci casă și idol. Și-a spus Domnul pentru sora aceea: ți-ai podobit idolul de 3 ori și ai pus în vârf și o veveriță. Poate sunt lucruri minore, zicem noi, dar așa de ușor, așa de ușor, inima noastră e cucerită. Mi-aduc aminte că stegea Domnul pentru o soră, îi murise bărbatul, avea un singur copil. Și-a spus Domnul așa: femeie, scoateți idolul din inimă, dacă nu vrei să ți-l scot eu. Și sora zice: Doamne, dar nu știu, nu mă regăsesc, care idolul, că nu am. Și după 6 luni de zile s-o repeta prorocia pentru un alt vas de lucru. Femeie, scoateți idolul din inimă, că altfel voi fi nevoie să ți-l scot eu afară. Și sora zice: n-am idoli. Am trecut câteva luni de zile, singurul copil a murit, era idol. Orice lucru poate să fie idol. Orice lucru pe care îl punem pe tronul inimii noastre, mai mult decât pe Domnul, nu facem altceva decât să-l transformăm într-un idol. Doamne, păzește-ne închinarea la idole, amin? Al doilea verset, se spune: vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Oameni cu judecată, oameni cu mintea limpede, oameni cu un cuget curățit, dacă vreți. Uitați-vă în Psalmul 133, versetul 2, când vorbește despre un de lemn curat, care este turnat pe capul lui Aron, pentru că atunci când Duhul Sfânt vine în viața cuiva, în primul rând produce o noire a minții, produce o schimbare, o atitudine a minții, o noire a minții noastre, transformă și ne dovedește starea de vinovăție, ne arată cine suntem noi. Ne arată față în față cu oglinda cuvântului și ne arată că suntem păcătoși. Dar nu ne lasă aici. El ne oferă și soluția salvării. Slăvit să fie Dumnezeul nostru.
Ca să stai la masa Domnului, ca să stau la masa Domnului, trebuie să fiu un om cu judecată, un om cu cugetul curățit, un om care să judec bine lucrurile. Ne uităm în adunări și ne pare rău, pentru că vedem oameni cu stări grave la activ, dar care nu sunt în stare să se judece pe ei înșiși. E adevărat, versetul acela, dacă citim mai departe, capitolul 11 spune: fiecare să se judece pe sine și așa să mănânce. Dar vă întreb eu, cineva care și-a omorât conștiința, poate să se mai judece într-un mod corect? Nu. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cugetul său? Nu. După cuvânt. Pe unii cugetul nu mai mustră. Pe unii cugetul nu mai condamnă. Știți, pe vremea dinainte, când nu erau ceasornice cum avem acum, îl văd pe perete și imediat mă apropie în cheiere, existau cadranele solare. Și în funcție de rotația soarelui, era un stâlp sau un par, și în funcție de rotația soarelui, umbra aceea arăta cât este ceasul. E un cadran solar, dacă îl duci într-un demisol, într-un beci, într-un loc întunecos, te întorci cu lanterna în jurul lui și dai ce oră vrei tu. Cam așa funcționează cugetul unora. E totdeauna în nota 10, că ei sunt la întuneric. Dar când ieși cu cadranul solar la soare, lanterna ta nu mai are valoare, că sare soarele mai puternic. Pentru unii cugetul nu-i mai mustă, tot timpul sunt apți, tot timpul sunt vrednici, trăiesc în păcat și nu-i mai mustă cugetul. Ce trist! Ei tot timpul au tupeul să stea la masa Domnului și nu-și văd starea. Dar astăzi Domnul ne cheamă să venim la lumina Evangheliei. Astăzi Domnul ne cheamă să venim față în față cu cuvântul Evangheliei. Judecați voi singuri cugetul vostru. Mai are sensibilitate? Este curat? Îmi place să amintesc un exemplu foarte pe scurt. Am un frate cu care am umblat mult în lucrarea Domnului, să vedeți ce însemnează un cuget luminat de Duhul Sfânt. Era de 20-21 de ani când l-a chemat Domnul la pocăință și lucra șofer pe un camion, l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Și între colegii lui se știa, o afla și colegii că Domnul botea cu Duhul Sfânt, dar într-o zi, cum fratele lucra pe camion pe vremea regimului trecut, la pedala de la frână este o bucățică de cauciuc, știți dumneavoastră, ca să aibă aderență. Și s-a uzat și a căutat fratele în comerț să schimbe cauciucul acela, dar n-a găsit. Dar în curtea fabricii din Timișoara, unde lucra fratele, era un camion ca al lui, dar era vechi. Trebuia adus la fier vechi. Și într-o zi, fratele, tânărul, s-a dus acolo, a deschis ușa de la camion, s-a uitat, cauciucul era foarte bun. A luat cauciucul jos și când a luat cauciucul jos, aude o voce. Ce faci aici? S-a gândit, bă, dar poate nu m-am uitat bine, o fi cineva în cabină. S-a uitat în cabină, bine, s-a dat în spate, în stânga, în dreapta, ca moi sunt toate părțile, știți că și moi sunt toate părțile, numai în sus, nu. Și și-a dat seama că Duhul Sfânt îl mustră. Era cugetul ăla curat. S-a spus, Doamne, am nevoie. Am nevoie de cauciucul acesta. Și spune Duhul Sfânt la nivel de cuget. Le-ai spus la colegii tăi că te-a botezat Domnul, ei sunt în spatele tău, se uită la tine. Știți ce zic colegii tăi? Colegii tăi spun, și pocăitul fură ca noi. Și când a auzit tânărul, o lăsat bucățică de cauciuc jos și a plecat rușinat. Auzi Duhul Sfânt ce zice? De jos l-ai luat sau de pe pedală? Du-te înapoi. S-a dus înapoi, l-a luat și l-a pus pe pedală. Și astăzi unii fură camionul cu totul și dorm liniștiți noaptea. Și e același Duh Sfânt. E același Duh Sfânt. Fură unii marfă cu camionul și vin acasă și mulțumesc Domnul că nu i-o prins. Ce interesant. Și vin aici și fac partea Domnului, îți dai seama. Din noi le luam alec. Vin să aducă jertfe Domnului. Și interesant că mai așteaptă și răsplată de la Domnul. Oricum răsplata o să vine, dar nu cum te aștepți altfel. Fraților, mare lucru să ai cugetul curat. Mare lucru, mare lucru. Să spun, ai grijă, nu-i bine. Când pleci de acasă să faci o slujbă și vezi că soția e întristată, că i-ai spus o vorbă apăsătoare, să te întorni apoi să-i ceri iertare, ca să fie slujba ta primită, să fie primită, mare lucru. Că spune cuvântul mai departe, al treilea lucru, paharul binecuvântat, care îl binecuvântăm noi, nu e o masă obișnuită, e o stare la masă cu Domnul, atenție. Spune cuvântul în cartea Proverbe, când stai la masă cu unul din cei mari, ai grijă. Puneți un cuțit în gât dacă ești pe lacom. Noi nu stăm cu unul din cei mari, noi stăm cu Fiul lui Dumnezeu la masă. Ai grijă cum stai.
Se citea nu de mult la noi la Lugoș, Filipeni capitolul 2, versetul 8. El măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat. Fraților, ne-am obișnuit cu Dumnezeu, ne-am obișnuit cu masa Domnului, parcă ar fi o hrană obișnuită. Atenție mare, ai de-a face cu Domnul. Slăviți să fie numele Domnului. La masa Domnului unor fost înviați din morți, dar unor și au fost omorâți. Atenție mare ce vă spun. Nu pot oricum. Nu-i ceva de apucat. Stai la masă cu Domnul. Aduceți-vă aminte, în urmă, înainte de Domnul Iisus, cu vreo 1000 de ani, David o chema la masă pe un copil de-al lui Ionatan, Mefiboset, că o păstrat legământul acela, avea în vedere și a zis, vreau să mă porc cu el ca cu o bunătate ca lui Dumnezeu. Și a fost adus Mefiboset la masa împăratului, parcă nu era o imagine frumoasă, un olog la masa împăratului. Dar olog o merg și olog o rămas. Dar la masă cu Domnul poți să fii olog și să fii vindecat, că ăsta e Dumnezeul nostru. Te atingi de El și poți să primești vindecare, dar la fel de bine, dacă te atingi în chip nevrednic, spune cuvântul Domnului în Cartea Corinteni. Din pricina aceasta sunt între voi, pentru că se apropie unii în chip nevrednic. Bolnavi, neputincioși și în original, nu puțin mor, nu puțin dorm, în traducerea noastră. Auzi, poți să iei viață sau poți să te atingi de moarte? Să fim cu respect față de masa Domnului. Aduceți-vă aminte în Judecător capitolul 1, la masa lui Adonii Bezec, împăratul Canaanului, sub masa lui, spune cuvântul, erau 70 de împărați, cu degetele mari de la mâini și de la picioare tăiate, și strângeau fărâmituri să mănânce. Frații mei, Domnul pe noi nu ne-a pus sub masă, ne-a chemat la masă cu El. Nu ne dă fărâmituri, ne dă o pâine întreagă, slăvit să fie Dumnezeul nostru. Poartă-te într-un chip vrednic de chemarea asta. Frații mei, spunea în cartea Maleahii, zic unii, masa Domnului de disprețuit. Doamne, dar n-am zis niciodată așa ceva. N-a zis cu gura, dar ziceți prin faptele voastre. Disprețuiți masa mea. Frații mei, haideți să păstrăm la loc de cinste cina lui Dumnezeu. Așa cum v-am spus, fac parte dintr-o biserică relativ mare. Și ne-au învățat frații. Și căutăm să păstrăm. Și ne pare rău, dar spunem lucrul acesta. Nu am știut, ca să știe frații, să nu ne judece în inima lor. Nu am știut că astăzi este cina Domnului. Și avem învățătura aceasta și vrem să o păstrăm. Și dacă așa învățăm pe frați la noi, la Lugoj, asta trăim și în altă parte, că s-o tot vorbi de fățărnicie. Și este mare lucru să fii un om cu inima curată. N-am știut că astăzi va fi cina Domnului și spune cuvântul Domnului și practicăm lucrul acesta. Vreau să spun câteva cuvinte, dar să înțeleagă mai mult. Noi păstrăm înainte de cina Domnului sfințirea între soț și soție minim 3 zile. Pentru că vrem să ținem la loc de cinste, frații mei. Stăm cu biserica, când este vorba de cina Domnului, 3 zile de post. De exemplu, luna aceasta ne vom strădui împreună cu soția, în ultima duminică din lună vrem să fim acasă, vom avea cina Domnului, o sărbătoare a mulțumirii în familie și în biserica lui Dumnezeu, că până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Și căutăm să păstrăm cu sfințenie lucrul acesta. 3 zile de sfințenie între soț și soție și cu zile de post. De ce oare? Frații mei, știți ce-mi pare rău? Ne numim Biserica Pentecostală Botezată cu Duhul Sfânt. Dar coborât masa Domnului la nivelul unei mese obișnuite. Nu se mai ține la adevărata ei valoare. Și am ajuns încet, încet să facem masa Domnului ca ceva de disprețuit, ceva obișnuit, ceva normal. Uitați-vă în adunări pentru mulți. Când este vorba de cina Domnului, este o duminică apăsătoare. Pentru că nu poți să ia parte la masa Domnului și preferă să stea acasă. În loc să vină cu bucurie, spunea Domnul, eu am dorit mult, mult am dorit. Și parcă pentru noi ziua cinei este o duminică când nu știu cum să ne mai schivăm. O, Doamne, vindecă-ne inimile noastre, amin? Stăteam de vorbă cu cineva și îi spunea așa cumva revoltat, frate, dar unde e scris asta în Biblie, că trebuie 3 zile de sfințenie? Pe Exod capitolul 19 și 20, când s-a dat legea, Domnul a spus la Moise, 3 zile să fie sfințire într-o soție. Când David era urmărit de Saul și a ajuns în cetatea împărătească, cetatea preoțească, Nob, și era foame, dă-mi niște pâine să mănânc, îți voi da, dar auzi o condiție. Dacă bărbații tăi s-au oferit de 3 zile, de, știți dumneavoastră, legături între soț și soție, nu vorbim mai mult că sunt copii, da? Erau pe drum. Deci au fost îndeplinite și condiția aceasta. Apoi, Noul Testament spune că pentru post, spune Apostolul Pavel, în 1 Corinteni, capitolul, dacă întoarcem doar 2 pagini, capitolul 7, spune versetul 4 și 5, că din pricina, atunci când un soț soție se hotărăște pentru post, este bine să fie, trebuie să fie înfrânare, așa spune cuvântul aici.
Și atunci întreb eu, cina Domnului este mai prejos decât o zi de post? Păi noi predicăm slujitorii și spunem că cina Domnului e cel mai înălțător lucru în Biserica Domnului. Și totuși o coborâm sub nivelul unei zile de post. Fraților, credem și ținem lucrul acesta că cina Domnului este împărtășire cu trupul lui Hristos. Și când te atingi de El, haide să ne dăm silințele. De fapt, știi dumneavoastră când a fost sărbătorită prima dată cina Domnului, de Domnul Iisus cu ucenicii, a fost chiar corespuns timpul cu Paștele Vechiului Așezământ. Ori în perioada aceea a Paștelor Vechiului Așezământ era nivelul cel mai ridicat de sfințenie în popor. Cel mai ridicat. Nu era altă vreme când să fie ținută la înălțime mai mare sfințenia. Dar îmi pare rău că, așa cum s-a întâmplat pe vremea lui Ahaz, când a fost plecat în Damasc, și când a venit înapoi, spune cuvântul Domnului că a dărâmat Marea de Aramă, care era pe boii aceia, făcută de Solomon, Marea de Aramă în care se spălau preoții, reprezenta sfinția poporului, a preoților, și spune cuvântul, a spart boii de Aramă și a pus Marea de Aramă pe caldarâm, adică pe trotuar, la nivelul trotuarului. Îmi pare rău că astăzi în multe adunări pentecostale, sfințenia este coborâtă la nivelul trotuarului. Nu mai faci deosebire între ăla din adunare și ăla din lume. Și Domnul spune astfel, paharul binecuvântat este ca și când te împărtăși cu sângele lui Hristos. Atenție mare! Ați cunoscut poate mulți dintre dumneavoastră pe fratele Simeonuc. Soția lui mărturisea, a fost de multe ori la ei acasă și fratele Simeonuc, de multe ori a fost la noi acasă. Într-o localitate era un frate care avea o anumită problemă, dar el avea îndrăzneală să stea la masa Domnului, măcar că nu era bine. Și odată în timp ce era pe genunchi și frații treceau cu masa Domnului, i-a spus Domnul, bărbatule, nu te apropia de trupul meu, că foc, foc, foc o să iei. Și acum fratele a zis, dacă eu o să mă ridic sus de pe genunchi, păi toți o să știe că despre mine e vorba. Și a avut îndrăzneala și s-a apropiat. Stătea într-un sat alăturat și a plecat de la adunare după ce a luat parte la cina Domnului. Și când se intre în sat, din toate părțile veneau oameni și spuneau, casa ți-o ars, grajdul ți-o ars și șura ți-o ars. Foc, foc, foc de trei ori. Nu oricum, frații mei, nu oricum. Și al patrulea lucru, care îl amintesc din versetul ăla, la patrulea citit, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup. Ca să stai la masa Domnului, trebuie să fii împărtășie în legătură bună cu frații. Suntem frați și mădulare unei altora, dragii mei. Prima dată când s-a sărbătorit Paștele, în Exod capitolul 12, spune cuvântul că era din partea Domnului legea aceasta. Să ia câte un miel pentru fiecare casă, de fiecare familie. Și menționează acolo Exod capitolul 12, versetul 4. Dacă sunt cu prea puțin într-o casă, ca să mănânce un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape. Foarte interesant. Păi da, dar noi luăm cu vecinul de la capătul orașului, că cu ăsta de lângă nu ne înțelegem. Cu ăsta nu mă am bine, cu ăsta nu mă împac, cu ăla de la 10 km, cu ăla mă împac mai bine. Fraților, frații mei, noi trebuie să fim împreună uniți, să ne iubim unii pe alții, să ne acceptăm unii pe alții. Un exemplu am să vă spun și am să închei, poate cunoașteți cazul, dar chiar acum este potrivit și mi l-a pus Domnul pe inimă, poate ați auzit mărturia fratelui din Botoșani, a fost la noi la Lugoj, avea ceva cu un frate din biserică. Și nu-l putea, nu-l avea la inimă. Și Domnul a vorbit prin Duhul Sfânt, Domnul a vorbit prin predici, dar nu-l avea la inimă. Și într-o seară a venit obosit de la locul de muncă și în bucătărie, soția cu copilaș, o pregătit de mâncare, o servit masa. Și s-a dus să se odihnească, stătea undeva la apartament, la bloc. Și soția spune către fratele, o să vin și eu, dar am început să fac ceva aici. Și acolo în bucătărie, la bloc, avea un recameu, așa un colțar mai mare și erau copilașii sociale de mâncare, au început să le povestească din Scriptură. Deci după ce termin de povestit din Scriptură, după ce aranjez eu pe aici prin bucătărie, o să vin și eu la culcare. Și fratele fiind obosit, s-a dus, s-a culcat, dar soția și copilașii povestindu-le din Scriptură, au adormit unul acolo pe un colțar, unul pe recameu și au adormit în bucătărie. Și fratele au adormit în pat și în timp ce era în pat, noaptea, au visat un vis, că era răpirea. Trâmbița lui Dumnezeu suna. Din toate părțile se ridicau porumbei spre Domnul. Dar de la patul lui era un porumbel care s-a ridicat cam un metru și a căzut jos. S-a ridicat iar un metru, iar a căzut jos și când s-a uitat mai atent, porumbelul acesta era legat de picior, de piciorul patului. Și a știut, ăsta sunt eu,
Eu sunt porumbelul acesta. Și legătura asta care mă ține legat e neiertarea mea față de fratele. Când și-o dat seama de realitatea visului, s-o trezit și da mâna în partea stângă unde era soția, dar soția nu era. S-o gândit, cu siguranță a fost domnul și mi-a răpit soția. S-a uitat în pătuț unde dormea copilașul, dar copilul nu era în pătuț, era în bucătărie, el nu știa. Nu e nici copilașul. O fost răpirea și am rămas jos. Așa de real a fost în inima lui, că a deschis ușa la apartament și a început să urle. Era noapte. Dar așa a urlat, că în câteva secunde a încărunțit. Alb în cap. Alb. Soția s-a trezit, că era în bucătărie, a ieșit soția, au venit vecinii. Ce s-a întâmplat? A suferit un șoc. Câteva zile a stat numai la pat. Săptămâni de zile nu s-a putut ridica. După câteva săptămâni s-a dus la adunare. Abia am umblat. O ajuns mai târziu la adunare și în timp ce o deschis ușa adunării, cânta corul, o cântare. Și fratele au căutat cu privirea, pe fratele ăla, cu care avea el ceva în inimă. L-a găsit. S-a dus lângă el și în timp ce cânta corul, s-a pus lângă el în genunchi, i-a descălțat picioarele și a început să-l sărute. Și zice, eu vreau să am parte cu Domnul. Nu vreau ca legătura asta să mă țină jos. Spune în cartea Ieremia și cu versetul acesta închei, zice, Ieremia a fost aruncat într-o temniță și a auzit în ce temniță, că căpetenile mâniate pe Ieremia, capitolul 37, versetul 15, l-au aruncat în temniță, în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniță. Auzi, din casă împărătească, prefăcută în temniță. Inima ta și inima mea trebuie să fie o casă lui Dumnezeu, un templu al Duhului Sfânt. Nu o temniță pentru frații, dragii mei. Să ne iertăm din toată inima, să alcătuim un singur trup, să putem sta la masă cu El. Amin.